Cât de mult țin precupeții la preț? Tone de fructe și legume românești sunt aruncate zilnic la gunoi pentru că sunt nemulțumiți de prețurile prea mici din piață. Producătorii se plâng de faptul că nu au unde să le vândă, iar atunci când reușesc să o facă, prețul este unul foarte mic în comparație cu investiția. Legumicultorii fac un apel către cetățeni. Veniți măcar unul din familie la piață. Aruncăm tone de legume la gunoi. Tânărul fermier George Petrișor Ghenea din Băleni a spus că nu mai plantează a doua șarjă de ridichi, deși în fiecare an planta până acum două șarje. Anul acesta nu a reușit să vândă nici măcar pe prima din cauza restricțiilor. În anii trecuți veneau din toată țara să cumpere ridichi, ceapă verde și mărar. Acum cu virusul ăsta vă spun sincer, într-o singură zi a venit unul și a luat decât 1500 de legături de ridichi. Am 4000 de metri de solar acoperit și în momentul ăsta am 1000 de metri cu ridichi nerecoltate, 700 metri pătrați cu ceapă verde și încă vreo 500 cu salată. Sunt undeva pe la jumătate. Că 1700 am eliberat deja într-un solar și am răsadurile pregătite pentru tomate, undeva la jumătate din producție, din păcate, cealaltă jumătate nu știu dacă se mai vinde, a declarat bărbatul. În anii trecuți, el începea încă din ianuarie să planteze prima șarjă de ridichi, care până acum era vândută de mult și urma a doua și chiar a treia, pe când anul acesta se chinuie încă să o vândă pe prima, iar la a doua nici nu se mai gândește să o planteze, pentru că nu are la cine să o mai vândă. Țăranul să cultive, să pună că altfel nu o să avem ce să mâncăm. Cu ce să pun? Dacă eu din prima cultură am vândut jumătate sau poate mai puțin de jumătate și săptămâna asta o să fie una foarte grea, poate nu o să se mai vândă nimic. Cu ce să înființez a doua cultură? Cu ce să înființez eu cultura pentru că toate recoltele vin din import? Nu mai este nimic românesc decât sămânța undeva la 10%. Cu ce voi merge înainte? A spus tânărul fermier.